Bine v-am găsit la a doua ediție a orei de nutriție Metabolic Balance. Ambiția noastră este să coagulăm în jurul acestui proiect o comunitate cât mai mare de oameni interesați de un stil de viață sănătos, bazat pe informații medicale și de nutriție valide. Vreau să vă spun că ne bucură tare mult interesul vostru. Vinerea trecută am avut 130 de oameni care ne-au urmărit live. Videoul care a rămas postat pe pagina noastră a adunat 30.000 de vizualizări. E un super feedback care ne dă curaj și energie să mergem mai departe cu acest proiect. În seara asta am pregătit un panel de experți, medici consilieri Metabolic Balance. Am primit foarte multe întrebări de la voi, astfel încât nu vreau să pierd vremea cu o introducere foarte lungă. Având în vedere numărul de întrebări, estimăm că vom rămâne până în jurul orei 19.30. Așadar, vor răspunde întrebărilor voastre în următoarea oră, o oră jumătate, Dr. Anca Hâncu, medic specialist medicină generală, doctor în nutriție în cadrul NutriScience București, Dr. Marina Pârcălabu, medic primar medicină de familie în cadrul Practic Med 2003 București, de la Timișoara, Dr. Alina Firică și fizioterapeut Antonio Firică, de la clinica NutriInspire Timișoara și Dr. Micaela Stein, CEO Metabolic Balance. Cum v-am obișnuit, fiind pe Facebook și pentru că la Metabolic Balance suntem o echipă unită și mai degrabă informală, vom continua discuția la pertu. Așadar, Anca, Nana, Alina, Toni, Micaela, vă mulțumesc tare mult că sunteți cu noi astăzi. O să-i dau în continuare cuvântul Micaelei pentru o veste bună de la Metabolic Balance, un proiect care va fi demarat săptămâna viitoare și apoi vom trece la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Micaela? Bună seara, dragilor! Mă bucur nespus să vă întâlnim în această seară din nou aici. Vouă, dragi colegi, vă mulțumesc pentru că vă dedicați timpul acestei sesiuni. Vă mulțumesc la toți, în special însă vreau să-i mulțumesc Nanei Pârcălabu, care găsește timp și energie ieșită din cabinetul ei de medicină de familie, respectiv încă în cabinetul ei de medicină de familie, unde stă în prima linie ca să întâmpine pacienții. Știu ce înseamnă acest lucru pentru că am făcut mai multe pandemii în cabinetul meu. Am trecut prin ele și știu ce înseamnă și totuși arată nemaipomenit de proaspătă la sfârșitul unei săptămâni și a unei zile de muncă. Și gândul meu, în mod special, al nostru, al tuturor, este merge spre colegii și spre toate cadrele medicale, toți oamenii care stau în prima linie de foc, cum s-ar spune, în această pandemie și își pun în pericol propria viață pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de ajutorul nostru. Pentru acești oameni, cărora le suntem extrem de recunoscători, dorim să oferim sesiuni free de consiliere nutrițională, pentru că acum, în această perioadă, este mai important decât oricând să ne alimentăm echilibrat. Cei care lucrează și lucrează ore în șir au nevoie de energie de bună calitate ca să poată să facă față cererii, ca să poată să rămână sănătoși. Și pentru acest lucru vrem să organizăm aceste sesiuni de consiliere de nutriție. Vom reveni cu anunțarea structurii în care vom face acest lucru. Da, mulțumesc, Micaela. N-am terminat. N-am terminat, să mai spun ceva. Tocmai povestisem cât de grea a fost perioada din spital, de stagii din spital, în care nu aveam o masă corectă, făceam gărzi și mâncam pe apucate, nu găseam nimic de mâncare, seara târziu căutam prin frigidere ce rămăsese de la bolnav sau de la asistente. Deci acum mai mult decât oricând este nevoie să ne alimentăm corect și mai am încă un îndemn, vreau să lansez un îndemn foarte serios la toți cei care au deja un plan Metabolic Balance, mai nou sau mai vechi, să îl reia, să se uite exact la combinația de alimente, la proporția de alimente din aceste planuri și să se țină mai strict decât oricând în acest an de pandemie în care am intrat.
vom avea nevoie de energie pentru o lungă perioadă de timp, așa cum cu toți am înțeles acest lucru, până când va apărea un vaccin sau cel puțin un tratament care să ne liniștească puțin, sau poate că până când acest virus va avea milă de noi și se va atenua. Așa că tot ceea ce ne rămâne este să avem grijă de stilul nostru de viață și în special de nutriție. Acum am terminat. Mulțumesc! În regulă. Să începem atunci sesiunea de întrebări și răspunsuri. Prima întrebare este pentru Anca. Ea vine de la Monica Ștefana Trifan. Sunt două întrebări, de fapt. Care ar fi alimentele de evitat și alimentele recomandate în Hashimoto, cu nodul la limită? E prima întrebare. Și a doua, alimente de evitat și recomandate în hipertensiune arterială. În tiroidita Hashimoto, care este o boală autoimună, menținerea unui sistem imunitar performant, dar în același timp funcțional, la o funcție optimă, va fi cu siguranță obiectivul principal. Pentru persoanele cu hipotiroidism se va recomanda suplimentare cu iod, însă nu și pentru cei care pentru cei care iau hormon tiroidien. Suplimente cu seleniu și spirulină mai pot fi recomandate. Însă, tiroidita Hashimoto funcționează foarte bine sub un stil de viață sănătos, stil de viață care înseamnă o dietă imunomodulatoare cu antioxidanți, cu compuși fenolici, produse cu seleniu, cu zinc, de exemplu, creveții sunt alimente cu zinc, vitamina C, acizi grași esențiali de tipul omega-3, și toate acestea integrate într-un regim normocaloric sau hipocaloric, depinde de greutatea persoanei respective, deci va trebui să mâncați cu atenție la calorii, activitate fizică e foarte importantă, somnul, excluderea fumatului și pentru că m-ați întrebat și ce excludem, trebuie să excludă fumatul, să nu cumva să fumeze, alcoolul cu moderație, se excludă zaharuri rafinate, dulciuri, precum și alimente procesate și alimentele ultraprocesate. Mulțumesc, Anca. Iată un răspuns foarte elaborat. Sperăm că este live persoana care a pus întrebarea și că și-a notat lucrurile astea. Mai urmează pentru hipertensiune. Mai da, era dă-ne răspunsul și pentru hipertensiv. Da. Pentru hipertensiune, principalul punct pe care aș dori să-l subliniez va fi să fie foarte atentă la sare, să respecte restricția de sare care este indicată pentru hipertensiv și să fie atentă la mezeluri care conțin foarte multă sare, la toate cărnurile procesate, mezelurile de fapt sunt cărnuri procesate, pentru că acolo se poate ascunde o cantitate de sare de până la 400 de ori, 400% mai mare decât la carnea consumată în mod normal gătit. O dietă mediteraneană cu legume, cu fructe din belșug, cu cereale integrale, cu carne de bună calitate, însemnând pește, curcan, carne de pasăre, curcan, pui, toate acestea integrate într-un stil de viață sănătos vor fi potrivite pentru hipertensiv. Neapărat normalizarea greutății corporale. Da. Practic, prin normalizarea greutății, se previn, nu numai că luăm atitudine și prevenind obezitatea sau trecând de la obezitate la supragreutate și după aceea revenind la greutatea normală, de fapt, prevenim diabetul, prevenim accidentele vasculare cerebrale, ajutăm la menținerea unei tensiuni normale, prevenim tulburările de colesterol, vom vedea astăzi mai încolo puțin, prevenim și declinul funcției pulmonare, astfel încât prin menținerea unei greutăți sănătoase avem o evoluție mult mai complexă, prevenim foarte multe
comorbidități și nu în ultimul rând dezvoltăm un sistem imunitar puternic care poate lupta chiar și cu această boală și acest care ne sperie pe toți, COVID-19. Da, mulțumesc mult, Anca. Sper că Monica este live sau măcar că va urmări înregistrarea videoului ca să audă răspunsul tău. Pentru Alina, următoarea întrebare. Alina și Toni sunt la Timișoara, la fel ca și mine. Micaela a intrat de la Frankfurt și din București, Nana și Anca. Iată, avem o echipă în toată Europa astăzi la live ora de nutriție. Alina, Mihaela ne întreabă care trebuie să fie mâncarea pentru un organism, pentru o imunitate bună și o digestie bună. Ce ar trebui să facă să nu mai aibă arsuri dimineața și seara? Ce alimente să evite să nu se îngrașe? O întrebare mai generică, acoperă mai multe puncte, dar sunt sigur că ai multe recomandări bune pentru Mihaela. În primul rând, bună seara tuturor și mulțumesc pentru invitație. În primul rând, cred că ar trebui văzut cauza arsurilor, pentru că chiar dacă teoretic spune Mihaela că are o imunitate bună, trebuie văzut dacă nu are cumva un indice de masă corporală mai mare de 25, pentru că asta ar putea fi o cauză. Grăsimea abdominală care apasă pe stomac ar putea fi o cauză arsurilor. Deci, în primul rând, trebuie văzută treaba asta. Apoi, dacă nu este vorba de așa ceva, ar fi bine să-și facă o testare pentru un Helicobacter pylori, să nu aibă alte afecțiuni. Dacă are regurgitare acidă sau nu, ea știe de obicei, în general persoanele care au astfel de afecțiuni, în general știu ce alimente le fac bine și ce nu le face bine. Însă, cel mai bine este să facă o individualizare a dietei. Nu aș putea să spun, în afară de alimentele generale care se știu că sunt bune, ce anume îi se potrivește persoanei respective. Individualizarea dietei se face pe baza parametrilor sanguini ai persoanei. E greu de spus ca și caracter general ce alimente ar avea voie. Ce ar mai fi de precizat la persoana respectivă, ce ar ajuta-o, cât e un vârf de cuțit de bicarbonat dizolvat în apă înainte de fiecare masă, este un lucru care alcalinizează, e un remediu natural, bicarbonat de sodiu, alimentar, din nefericire la noi nu se găsește sub formă de tablete, ca și în Germania. Deci banalul bicarbonat de sodiu, care se găsește în orice bucătărie, cât un vârf de cuțit înainte de fiecare masă ar putea ajuta. Mulțumesc mult, Alina! Cu apă, dizolvat într-un pahar cu apă, da? Sau apă bogată în bicarbonat de sodiu. Da, borsec, perlahargite. Exact. Borsec și perlahargite. Da. Ok, super. Mulțumesc mult, Alina. Rămânem tot la Timișoara cu prima întrebare pentru Toni. Desigur că nu va fi o surpriză pentru Toni întrebarea și nici pentru cei care au lăsat comentarii pe Facebook, deoarece deja s-a iscat o discuție acolo. Toni, tu ești una din poveștile de mare succes Metabolic Balance, în sensul că înainte să începi să-ți ajuți pacienții și clienții, tu însuți ai slăbit foarte, foarte multe kilograme cu acest program. Eu știu de 35, dar te rog să mă contrazici dacă au fost de fapt mai multe și n-am numărat eu până la capăt. O să te las pe tine să spui povestea. În contextul ăsta, clienții și clienții, tu însuți ai slăbit foarte, foarte mult. Întrebarea este, care a fost provocarea ta cea mai mare? Dacă ai avut o perioadă de plafon și cum ai trecut peste această perioadă de plafon în cazul în care ai avut-o? Da. Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Da, am avut și o perioadă de plafon, pot să zic, care, cum am trecut eu personal peste această perioadă, simplu. Am schimbat legumele, meniurile, n-am mai mâncat același lucru pe care eram obișnuit să-l mănânc. Și automat s-a deblocat organismul. Da, am avut perioade în care mi-a fost aparent greu, adică am fost o săptămână în Florența, pentru mine, mâncarea italiană, de-aia am ajuns la kilogramele care am ajuns înainte. Da. Din cauza
mâncărilor de acolo și am zis că dacă am rezistat o săptămână în Florența, sigur voi rezista la orice provocări pe lumea asta. Și așa am trecut peste perioada de plafonare, schimbând meniurile. Când a apărut, Toni, această perioadă de plafonare la tine? Dăduse-și jos deja câte kilograme? După vreo 23 de kilograme. Atunci mi-am refăcut analizele, am trimis din nou în Germania și mi-au scăzut cantitățile, mi s-au introdus alte alimente pentru că s-au modificat mulți parametri în organism. După o lună jumate am renunțat la medicamentele de hipertensiune. După 2 luni de zile s-au normalizat colesterol, trigliceride, care din 2003, de la începutul facultății, nu le-am avut bune. Pentru mine a fost uimitor și lucrurile astea m-au făcut să continui, indiferent dacă, nu știu, am avut tot felul de tentații, dar am văzut tonusul care îl aveam și atunci am continuat. Super, mulțumesc mult, Toni! Și felicitări încă o dată pentru rezultatul ăsta incredibil și pentru că poveștile tale într-adevăr validează ce facem și ne dau energia să mergem mai departe. Pentru Nana, plecăm de la Timișoara către București și adresăm următoarea întrebare Nanei. E vorba de o întrebare pe care am primit-o pe e-mail. Ca medic de familie, în ce patologie ați obținut succese cu nutriția și în mod specific dacă pentru intestinul iritabil a funcționat planul de nutriție Metabolic Balance? De familie am obținut în foarte multe afecțiuni rezultate bune promovând un stil de viață sănătos. Aproape toate afecțiunile cu care ne întâlnim în cabinete necesită, pe lângă tratamentul bolilor de bază, și ajustarea stilului de viață. Evident că cele mai spectaculoase rezultate sunt întâmpinate la cei care au supragreutate, obezitate, tratând boala numită obezitate, tratez, de fapt, toate bolile asociate sau care degenerează din, sau nu pot să zic degenerează, sunt asociate obezității, și anume bolile metabolice, în primul rând, diabetul, sindromul metabolic, dislipidemiile sau GUTA, bolile cardiovasculare, și a vorbit deja Anca despre hipertensiune, dar cardiopatia ischemică sau tromboza venoasă profundă, bolile intestinale, despre refluxul gastroesofagian, iarăși a făcut vorbire deja, despre ficatul gras sau ficatul gras non-alcoolic, despre bolile vezicii biliare, despre cancere, la fel, la toate felurile de cancere asociate obezității, necesită ajustarea stilului de viață. Și când mă gândesc la stil de viață, nu mă gândesc doar la o alimentație sănătoasă, ci la toate componentele unui stil de viață, adică și o activitate fizică zilnică și păstrarea statutului de nefumător și consum moderat sau chiar deloc de alcool și igiena somnului și la fel o coabitare armonioasă cu stresul. Toate aceste componente necesită ajustare și îl felicit pe Toni pentru performanțele lui, pentru că aceste ajustări ale comportamentelor necesită, pe lângă informații corecte și personalizare, necesită timp. Trebuie educată răbdarea oamenilor. Este cel mai greu să modifici un comportament. Și evident, ajustări în timp, monitorizări, ajustări în timp. Despre sindromul de intestin iritabil, care este un sindrom funcționar. Sunt puține boli cunoscute ca și sindrome somatice, adică nu au cauză. Nici inflamatorie, nici infecțioasă, nici tumorală. Sunt fără cauză. Sunt doar funcții
alterate ale unor organe. În cazul sindromului de intestin iritabil, apare fie diaree, fie constipație, fie alternanța diareei și a constipației, o disfuncție, durere, adică poate fi de la disconfort până la o durere abdominală și, evident, balonările. În primul rând, ajustăm problemele de comportament pe care persoana respectivă le are, neavând o cauză. Este foarte personal felul cum se manifestă la fiecare sindromul de intestin iritabil și atunci ajustăm comportamentul. Și în afară de abaterile de la o alimentație sănătoasă, vorbim despre orarul meselor, vorbim despre felul cum se mănâncă stând pe scaun, calm, despre cum se mănâncă, mestecând încet, fără grabă, despre să bea apă plată și nu sucuri și acidulate, despre felul cum sunt gătite mâncărurile, preponderent în abur sau la grătar sau la cuptor și nu prăjite. Evident, o importanță mare au și exercițiile fizice. Da, mulțumesc mult, Nana, pentru răspunsul detaliat. Pentru că ai amintit partea cu mesele, orarul de mese, vreau să menționez și faptul că Alina a contribuit recent la blogul nostru cu un articol despre importanța celor 3 mese zilnice pe care Metabolic Balance le recomandă, mai degrabă decât mese plus gustări. Și Alina a explicat foarte bine din punct de vedere medical care e diferența între aceste două stiluri de a mânca și de ce insistăm noi atât de mult pe ideea de 3 mese în fiecare zi. În regulă. Următoarea întrebare pentru Mihaela. Plecăm de la București către Frankfurt. Mihaela, ne întreabă Ana cum ar putea să slăbească și dacă poate să înceapă programul de nutriție acum în plină pandemie. O să te rog să-i dai un răspuns cu situația noastră actuală. Okay. Eram pus acum, atent. Acum te auzim. Da. Ok. Deci, un sfat general este greu de dat. Noi recomandăm o anumită proporție a alimentelor pentru a ne alimenta echilibrat, care constă în 40-45% proteină, hidrat de carbon, 30-35% proteine și restul grăsimi. Trebuie mâncat echilibrat, trebuie mâncat adaptat la nivelul de efort fizic. Bineînțeles, fiecare om are un alt profil de efort fizic, deci este foarte greu de tratat generale. Din fericire, o parte din populație știe să mănânce echilibrat instinctiv și să-și păstreze greutatea în limite normale. O altă parte a pierdut controlul asupra acestei teme și pune în greutate. Noi, în general, după cum se știe, cred că și doamna care a întrebat știe că lucrăm cu planuri personalizate, nu putem face acest lucru în acest moment, atâta timp cât laboratoarele nu funcționează, noi nu facem planuri personalizate, dar în momentul în care vom reîncepe să lucrăm și pe prevenție, vom putea face planuri personalizate. Până atunci, recomand să se renunțe la hidrații de carbon simpli, care, bineînțeles că nu fac altceva decât să crească pofta de dulce și să se renunțe, bineînțeles, la băuturi alcoolice, la sucuri. Este o primă măsură de mare eficacitate, de altfel, incredibil de mult, și, în schimb, să se mănânce legume
fructe limite de până la maximum 350-400 de grame pe zi. În această situație, șansa e foarte bună să scădem în greutate chiar și în această perioadă dificilă prin care trecem. Da, mulțumesc mult, Micaela. Următoarea întrebare este pentru Anca și se referă la o persoană care face mișcare, care se antrenează, ne întreabă cum este corect să bea apă în timpul antrenamentului. Putem bea apă în timpul antrenamentului? Cum anume este recomandabil să ne hidratăm în timpul antrenamentului? Hidratare în cantități mici, treptat, de exemplu în timpul când este la sală să aibă paharul cu apă sau sticluța cu apă la îndemână și să se tot hidrateze din timp în timp. De asemenea, la cei care practică în noctul, să fie la capătul bazinului apă sau ceai și din 10-10 minute să își ia o cantitate micuță de apă. Aș mai completa la ce spunea Mihaela, apropo de scăderea în greutate în această perioadă, să nu vă faceți griji că scăzând în greutate, mai ales cei supraponderali sau obezi, că scăzând în greutate 1, 2, 3 kg în această perioadă, veți fi mai sensibil sau susceptibil la infecție cu COVID, pentru că veți reuși să scădeți un sindrom inflamator care este tipic obezității, astfel că veți fi chiar mai protejați dacă scădeți în greutate, oricât de puțin, decât dacă vă veți îngrășa. Și am încheiat. Da, mulțumesc mult, Anca, o precizare foarte importantă și, într-adevăr, o întrebare care îmi minte a multor persoane dacă e un moment bun să te uiți la ce arată cântarul acum. Măcar să rămână la aceeași greutate, mâncând corect și este foarte bine. Da, da, deci alimentând din disperare mai mult, în ideea să ai mai multă energie și mai multă forță și... Da, este o greșeală. E un mit, e o greșeală, dimpotrivă, inflamația din corp ne expune la infecții. Mult mai mult la forme mai grave și exact asta vrem să evităm cu toții. Mulțumesc mult, Anca. Alina, ne întoarcem la Timișoara pentru o întrebare de la Bianca. Ne spune că după naștere a rămas cu burtă și tot ce mănâncă se pare că se depune în zona abdomenului. Cum scapă de burtă? Mă rog, are o descriere mai grafică, așa, din care eu înțeleg că este tipul skinny fat, adică e o persoană care nu este supraponderală, dar totuși depune grăsime în anumite zone ale corpului. Poți să ne dai un răspuns la întrebarea asta, Alina? Da. Dacă depune grăsime în zona abdominală spre deosebire de celelalte părți ale corpului, cel mai probabil nu este vorba doar de grăsime subcutanată, ci are și grăsime viscerală, care este printre cele mai periculoase pentru sănătate, deoarece duce la diabet, hipertensiune și alte complicații ale sindromului metabolic. Ce aș recomanda, dacă probabil are și o componentă genetică, de obicei există componenta genetică de a depune grăsime pe zona abdominală, se exclude un sindrom al ovarelor polichistice, care de asemenea e asociat cu acumulare de grăsime pe talie. Dacă are vârsta peste 40 de ani, de asemenea concentrația de hormoni scade și din nou ar putea fi o cauză pentru care depune grăsime pe abdomen. Ce poate să facă, dincolo de un plan personalizat care în momentul de față, cum spunea și Micaela, nu este posibil pentru că nu se pot efectua analize de sânge, 3 mese cât mai echilibrate, să existe la fiecare masă proteine, legume, să existe un fruct, să evite băuturile carbogazoase, zaharurile, să facă sport în măsura în care este posibil, mai ales în perioada asta, și soluția cea mai la îndemână după ce trece perioada în care suntem este un plan personalizat care foarte mulți din pacienții noștri nu le vine să creadă când vin prima dată și le spunem că primul loc de unde vor da jos va fi talia, pentru că cei mai mulți se confruntă tocmai cu greutatea
se chinuie să dea jos din talie în urma multor diete pe care le-a urmat de-a lungul timpului și totuși este conceput planul Metabolic Balance că prima dată se dă jos din grăsimea abdominală tocmai pentru că organismul pe aceea o vede cea mai periculoasă și atunci reacția firească a organismului în prezența unui regim echilibrat este de a da jos de pe abdomen care să ne scăpăm de toate aceste complicații ale sindromului. Mulțumesc mult, Alina. Rămânem la Timișoara, la voi în living. Următoarea întrebare este pentru Tony. Avem scuze, avem o mică problemă tehnică pe care trebuie să o rezolvăm. Da. Cred că Anca este conectată cu laptopul și cu telefonul. Așa e, da. Da, da, că nu mă aud altfel. Ok, da. Dar în transmisie apare numai Anca, fără imagine. Da. Da, nu știu de, da, eu mă văd sus, micuță, în poză, da, mică. Și eu o văd pe Anca, Micaela. Dar pe Facebook nu se vede decât numele Anca. Da. Okay. Nu se prea pe Facebook. Asta e, din păcate nu avem cum să remediem acum problema asta în timp real. Ok. Să încerc să rămân pe... Nu. Eu zic să rămâi așa, așa, Anca, pentru că măcar... Așa mă vedeți? Da, te vedem, sigur. Da. Așa sunt pe... Așa... Sunt poți să ridici telefonul în momentul în care dai răspunsul la întrebarea ta. În rest, poți să stai liniștită cum stăteai și până acum. Când dau răspuns, o să intru pe... Da. Mulțumim, da. Mulțumim, Micaela, că ai observat. Tony, întrebarea vine de la mama. Obiectivul ei este să slăbească 16 kg și întrebarea concretă este cum își poate menține motivația. Spune-ne secretul tău, cum ai reușit tu să-ți menții motivația ca să slăbești 35? Sau cât ai slăbit, de fapt, că nu mi-ai răspuns la întrebarea cât ai slăbit. 44. 44, super. Vecinii mei au crezut că sunt bolnav. M-au întrebat dacă... dacă mai ai multe zile de trăit. Adică s-a făcut așa o întrunire pe stradă și au venit mai mulți. Dacă mă pot ajuta cu ceva. S-a făcut o intervenție, o mică intervenție pe stradă. Da. Bun, să răspund la întrebare. Cum se poate motiva? Este simplu. Odată ce începi planul Metabolic Balance, motivarea vine de la sine. Ce am făcut eu? Eu sunt un om care nu merge. Dacă știu că gust astăzi, voi gusta și mâine și poimâine. A fost foarte... La mine nu merge. Nu a mers așa. Și atunci eu mi-am propus să nu fac nicio masă de excepție, atâta timp cât cântarul mi-arăta un ritm normal de slăbire. Și asta m-a ajutat pe mine, pentru că tot timpul am văzut kilograme de cuznuțe jos. Da, nu în fiecare zi. De aia este important să te gândești în fiecare zi ca să știi ce ai mâncat și cum răspunzi la anumite alimente. Și să le puți sau să continui cu anumite combinații de alimente. Dar cred că un lucru care m-a motivat pe mine foarte mult a fost tonusul. Adică de la 126 de kilograme oboseam și când mă aplecam să mă leg la șireturi și până la am mă culcat la ora 1 și am trezit la ora 6 odihnit de nici dacă beam Red Bull, nu mă simțeam așa. Adică pentru mine m-a motivat foarte mult tonusul. Și un alt lucru pe care n-am crezut inițial și mulți de care sunt la noi în plan nu cred la început, lipsea foamei. Adică știu că eu am avut într-adevăr când mi-a zis Micaela că am 4 litri, inițial am zis, 4 litri e o nimica toată. Nu, 4 litri nu au fost chiar așa ușor. Și mi-am împărțit în ore cum să beau, să nu beau mult seara, în prima parte a zilei. Și m-a ajutat foarte mult să nu simt foame. Da. Astea sunt lucrurile care m-au ajutat pe mine personal. Ok. Practic, fiecare progres, fiecare mic progres te-a energizat și ți-a dat motivație să continui și dacă au apărut niște provocări pe parcurs, practic, mă gândesc, tu ai făcut consilierea cu Micaela sau cum a făcut el? Ok. Mă gândesc că și discuțiile cu consilierul... Da, am lăsat să fac cu Alina ca să nu fie subiectivă. Da. Te luam și bătaie. E mai bine așa că... Am fost foarte conștiincios, într-adevăr, și un alt lucru care m-a motivat pe mine este că după o lună jumătate s-au normalizat analizele, ceea ce eu nu le-am mai văzut din 2003.
bune. Da. Și aveam pensiunea 185-135. Medicul cardiolog mi-a prescris inclusiv statine. E un lucru care a fost un lucru declanșator pentru mine, pentru că știam efectele adverse ale statinelor în timp îndelungat și am zis că trebuie să fac ceva. Plus, e timpul. Partea Mihaelei care a venit și mi-a explicat că sunt tată de 3 copii și trebuie să fiu alături de familie, să nu-i las baltă. Da. Super. Mulțumim că ne împărtășești din experiența ta. Pare foarte ușor, așa cum povestești tu cu jovialitate, cum a fost. Cred că este foarte important ca virgulă consilierii să fie aproape de oameni, pentru că toți suntem particulari, fiecare avem, nu știu, tabieturile. Noi, ca și consilieri, le înțelegem, îi putem ajuta mult mai ușor. Nu putem să facem admitere la toți, să fim foarte stricți. Da, așa zice planul, da, așa zice planul, da. Hai să vedem cum te pot ajuta. Și mi-au mai spus lume că par așa ca un sectant. Câte multe, da, așa am trăit. O poveste reală. Da. Micaela vrea să completeze ceva. Este momentul să spun ceva, da. Mie îmi place să fiu bună și mămoasă, cum ne place la toți. Am învățat însă în 35 de ani de meserie cu pacienții mei că a fi mămoasă și a fi iubită nu este esența. Esența este să mă pomenească 30 de ani după ce eu nu mai sunt pe lumea asta. Asta m-a condus la un moment dat, la poziția de a fi dură. Dură, așa cum am fost și cu Tony. Blândă, dar dură. Așa cum e o bunică bună, dar dură. Noi trebuie să spunem adevărul și acum, în acest moment, mai mult decât oricând, trebuie să fim indubitabili când spunem ce este de făcut pentru ca oamenii să rămână sănătoși. Dacă până acum avea hipertensiune, avea sindrom metabolic, cardiopatie ischemică, era totul mai mult sau mai puțin teoretic atâta timp cât doctorul te ține într-un echilibru oarecare și tu poți să-ți continui viața așa cum ai dus-o până atunci. Dar acum suntem periclitați acut de acest virus și în special, din păcate, cei care sunt cei mai slabi și mai bolnavi. Dar există remediu. Și nu numai metabolic balance. Orice remediu de echilibru în viață este cel care ne ține sănătoși. Și bineînțeles că ce să spun eu lui Tony mai mult decât, dragă, dacă vrei să-ți vezi copiii mari, așa nu merge. Ok? Și am spus-o uitându-mă la el atât de profund încât a înțeles și nu am mai avut nevoie să-l bat. Ok? Îmi aduc aminte și trebuie să povestesc asta de soțul unei consiliere din primul curs care a venit să stea de vorbă cu mine și să vedem ce facem și cum facem. Și eram în Schitul Măgureanu, în primul meu sediu social. Aveam o scară minunată, așa în sus, în sferă. Și ca să ne întâmpin, să întâmpin musafiri, mergeam în capul scărilor. Și l-am văzut cum urcă, cu 40 de kilograme, 30 ceva de kilograme mai mult. L-am văzut cum urcă scările și în mine s-a născut atâta jale încât nu a trebuit să mai spun nimic. El a citit jalea în ochii mei. Mi-a spus asta mai târziu. A fost momentul în care el s-a speriat. Văzând cum îl privesc. Da. Sper să vă pot motiva. Am avut o întrebare, te las, Tony, să vorbești. Cum mă puteți motiva? Am început de nenumărate ori și nu mai sunt motivat. Cine vrea să trăiască, trebuie să se țină de un anumit stil de viață. Noi putem să ajutăm, dar numai pe cei care vin cu noi. Spune, Tony. Vreau să dau ceva din casă. Eram în Florența. Toată lumea mânca
lucru bun, un pahar de vin. Eu, salată cu apă plată. După vreo 4-5 zile, n-am mai suportat și am pus mâna pe telefon și am spus domnul Taylor. Și am zis, nu mai pot, dar un pic de lămâie în apă. Ce mi-a spus ea? Gândește-a să ai lămâie în apă? Ai lămâie la fructe? Nu. Gândește atunci la sănătatea ta. Dacă nu era telefonul scump, cred că l-aruncam în apă. Okay. Mulțumim. Nana, o întrebare pentru tine. Am tot auzit chestia asta de zeci de ori și în cercul de prieteni și oameni care cochetează cu ideea să intre în program, oameni care s-au început în program. Am metabolismul leneș sau lent. Ăsta e motivul pentru care eu nu slăbesc și alții pot să mănânce orice, oricât și nu se încearcă. Cum răspundem la gândul ăsta? Păi, întâi și întâi, trebuie să aflu cu exactitate ce înțelege fiecare prin această prejudecată sau mit pe care îl are în cap a metabolismul lent. Ce înțelege el prin treaba asta? Și abia când îmi explică, încerc să văd unde pot fi greșelile fundamentale și de fapt și de drept. Greșeala este într-un calcul greșit al balanței calorice. Încerc să explic fiecăruia ce înseamnă balanța calorică. Adică consumul zilnic de energie al organismului pentru propria lui funcție trebuie să fie, diferă, bineînțeles, de la o persoană la alta în funcție de vârstă, de sex, de înălțime, de gradul de activitate pe care îl are fiecare, dar nu trebuie să fie aportul mai mare decât consumul, fundamental mai mare decât consumul. Și asta nu apreciază corect marea majoritate a oamenilor care cred că au metabolismul lent. Nu fac un calcul corect al acestei balanțe calorice. Cât aport caloric am, cât efort fizic fac pentru ca să-l consum. Diferențele la metabolismul bazal, ca așa se numește, metabolismul sau energia consumată de organism pentru propria lui funcție, am zis că diferă, dar nu sunt diferențe foarte mari. În schimb, nivelul de efort fizic pe care îl face fiecare în funcție de aportul caloric, aici cred că este principala greșeală care duce și consolidează în mintea majorității oamenilor această idee, că am metabolismul lent. Bineînțeles că pe măsură ce apar sau sunt parcurse diferite etape de viață hormonală, mai ales la femei, se modifică echilibrul și se modifică nivelul de consum propriu. Dar păstrând același comportament alimentar, mă refer în mod special la aportul de calorii și la cantitățile de alimente consumate în timp și reducând treptat efortul pe care îl faci, consumul pe care îl faci, ajungi la a avea o balanță supranumerară în favoarea caloriilor. Nu este vorba de un metabolism lent sau de un metabolism accelerat. Da, este vorba de această balanță pe care o păstrăm în viața noastră. Și vreau să spun aici, să comentez puțin despre motivația pe care a avut-o să slăbească 44 de kilograme. Cred că, din punctul meu de vedere, kilogramele în plus și supragreutatea sunt atâtea modalități de a scăpa repede de ele. Dar superioritatea programului Metabolic Balance constă în faptul că realizează în timpul celor 6 luni în care organismul se adaptează la un alt stil de viață, realizează importanța menținerii și a felului. Se învață menținerea. Eu compar pentru cei pe care îi urmăresc eu cu mersul pe bicicletă.
și le spun că eu te învăț să te urci pe bicicletă, îți explic ce e o bicicletă, cum se poate merge pe bicicletă, te învăț corect să mergi pe bicicletă, după aceea, după ce ai învățat, te duci în continuare singur, dar păstrând poziția, direcția și așa mai departe. Da. Să nu uite să pedaleze. Trebuie pedalat în continuare. Să pedaleze. Micaela vrea să completeze ceva. Mi-a venit în minte o mică, foarte scurtă experiență proprie. Trebuie să recunosc că și la noi acasă există chipsuri. Acum am cumpărat și chipsuri și trebuie să recunosc că am avut o seară în care am mâncat 125 de grame de chipsuri. Mă aude toată România acum care ascultă. Dar înainte de a termina această punctă pe care am terminat-o, m-am uitat să văd câte calorii. 570 de calorii. Aceste 570 de calorii corespund a 10 km de jogging. Eu fac 10 km de jogging, dar numai o dată pe săptămână. În rest, alerg încă de două ori, câte 5, 6 până la 8 km. Acum vă întreb, asta este tot ce aș fi putut, pot să mănânc, dincolo de o rațiune corectă de mâncare, dacă alerg 10 km, pot să mănânc în plus o pungă de chipsuri. Dacă nu alerg, am pus 400 de grame. Am scăpat de ele după două zile. Asta înseamnă să învățăm să intrăm în echilibru. Pentru că deseori suntem întrebați, da, chipsurile sunt rele. Ele nu sunt rele per se, săracele, sunt nevinovate. Dar trebuie să existe un echilibru cu activitatea pe care o facem. Și un croissant reprezintă 5 km. 5 km. Pot să mai adaug ceva? Da, te rog. Vreau să adaug referitor la acest metabolism încet și acest mit care există, că dacă mănânci așezat la masă și acorzi comportamentului de a te hrăni timpul necesar și atenția necesară, adică nu mănânci uitându-te la televizor să nu-ți dai seama când te-ai săturat, să nu mai ai senzație de sațietate. Înveți să-ți asculți și semnalele pe care le dă organismul și îți spune când ești sătul. Organismul ne dă aceste semnale, dar noi de cele mai multe ori le ignorăm. De aceea este foarte important comportamentul. Cum mănânci, când mănânci. Exact. Așa este. Mulțumim mult, Anca. Nana și Micaela. Anca vrea să completeze și ea ceva. Acum te auzi, nu te auzim. Te vedem, dar nu te auzim. Încerc să activez microfonul, dar nu reușesc dintr-un motiv. Anca, să știi că nu reușesc să-ți activez microfonul, mai încerc. Acum? Auzi? Da. Acum te auzim. O să te rog să repeți că, din păcate, a fost un delay. Da, deci consider esențială punctarea aceasta a mâncatului așezat la masă, a stabilirii unui ritual la masă. Se numește mindful eating și este mâncatul acesta inteligent, asumat, responsabil, cu pașii aceștia de a lăsa 20 de minute pentru masă. Unora le pare chiar foarte greu să stea 20 de minute să savureze masa, și să nu mănânce totul repede în 10 minute. E momentul ca să poată apărea senzația de satietate și ca toată experiența mesei să fie recepționată ca o experiență plurisenzorială, pozitivă, frumoasă, cu discuții. Nu te mai auzim. Așa, acum auziți? Da.
ca organismul să poată să se bucure de această experiență și atunci se va înlocui practic cantitatea cu calitate. A doua observație pe care vreau să o fac era referitor la Mihaela. Eu sunt profund împotriva acestor chipsuri care sunt pline de grăsimi saturate, chiar dacă ai alerga după, dar nu chipsuri, nu știu, sunt nu chipsuri, nu cartofi paie, sunt, eu sunt profund împotrivă. În general nu interzic absolut nimic, dar anumite lucruri trebuie să preferăm alimente valoroase, sănătoase, unor asemenea, nici nu le-aș numi alimente. Chipsurile astea sunt și ultraprocesate, adică cresc și tot procesul inflamator din organism. Este dreptate și acum mă poți bate virtual. Te cer, da, acum te cer. Ai dreptate. Totuși, dacă luăm dacă mâncăm așa ceva o dată pe an, nu se întâmplă nimic. Da, bineînțeles. Da. Sunt și plină de sare, că mi-am amintit și de sarea din plină de sare, bineînțeles. Dar este o experiență care trebuie făcută și vezi că în momentul în care ești instruit, te uiți să vezi și ce ai făcut. Și constați, adică eu știu exact ce se întâmplă, din ce se întâmplă, îmi controlez a doua zi și văd câte grame s-au pus și câte merg din nou. Sigur că da. Dar înseamnă o decizie asumată, responsabilă, o persoană educată care știe să-și țină corpul în control. Că nu avem în mod normal chipsuri aici și nu suntem întotdeauna într-un stres de pandemie în care nu știm, suntem pur și simplu descumpăniți de moment. Și avem nevoie de o ronțăială. Pentru că... Nu, trebuie să vă spun că eu, primul sfat, eu mai am câțiva pacienți pe care cu care mai discut telefonic sau video în această perioadă, tocmai pentru a nu ne îndepărta prea mult de obiectivele noastre terapeutice, nutriționale. Și primul sfat pe care l-am dat tuturor și mie însămi, în primul rând, a fost să nu avem în casă nimic, nici dulciuri rafinate, nici chipsuri, nici nimic, iar ca gustări să avem o pungă de morcovi, de ardei roșu și nu vă spun câți morcovi am mâncat între pentru că stresul e la toată lumea și capacitatea de a face mișcare e mult redusă față de ce făceam de obicei. Exact. Supraviețuim. Da. Alfa, profit că microfonul e deschis, așa că o să rămânem la tine și cu următoarea întrebare. Legătura dintre obezitate. Cum? Întrebarea este despre legătura dintre obezitate și îmbolnăvirile pulmonare. Iată, e o întrebare foarte acută în momentul de față. Îmi face mare plăcere să vorbesc despre acest subiect, pentru că tocmai am terminat de scris un articol foarte frumos pe care vreau să-l trimit, sper, la European Respiratory Journal, sper să mi-l și accepte, care face legătura, de fapt, între obezitate prin mecanismul atât mecanic, pentru că exercită o presiune asupra cutiei toracice, diafragmului, obezitatea, în special grăsimea viscerală și atunci funcția pulmonară scade. După aceea vorbim de sindromul inflamator, care este caracteristic în obezitate. Anca, dacă vreau să ridici telefonul un pic ca să te și vedem. Da? Așa? Mă vedeți? Nu. Da, o să apară. E un mic delay, dar dacă îl ții sus o să te vedem în următoarele secunde. Cum mă vedeți? Da, te vedem. Da. Bun, bine că mă vedeți, stai. Încerc. Da, ok. Această... Stați un pic. Mă concentrez să țin telefonul. E mai complicat. Practic, au fost studii, este un studiu mare ECRHS, care a urmărit timp de 20 de ani populația, o populație reprezentativă, și a descoperit scăderea funcției pulmonare, deci un declin accentuat al funcției pulmonare la persoanele obeze. A scăzut VEMS-ul, a scăzut capacitatea pulmonară totală, mult mai mult decât la persoanele care nu erau obeze. După cum am spus, prin acest mecanism inflamator și prin presiunea mecanică, dar și prin insulinorezistență și prin dereglările metabolice. Toate acestea sunt importante în acest moment, subliniind
tocmai legătura care poate fi între obezitate, între scăderea funcției pulmonare și o oarecare susceptibilitate ridicată la COVID. Un alt element care ar putea arăta legătura între cazuri mai grave și o frecvență mai mare a infecției respiratorii, a infecției cu COVID la obezi, este scăderea imunității la persoanele obeze. Nu numai că este sindromul inflamator, dar scade și imunitatea. Se dereglează și microbiomul, apare și disbioza, dar scade și imunitatea. Și toate acestea sunt legate. Ce v-aș mai spune apropo de funcția pulmonară, că se leagă de obicei, este, poate fi sindrom restrictiv și am vorbit acolo de, de presiunea mecanică, dar și sindrom obstructiv. Astmul este legat de funcția pulmonară, astmul este legat de obezitate. Scăderea cu 7% în greutate la obezi aduce o ameliorare a exacerbărilor, a simptomatologiei astmului. De asemenea, și BPOC-ul este, adică practic bronhopneumopatia cronică obstructivă, este legată de obezitate în sens negativ. Dacă mai este timp, vă mai spun ceva despre paradoxul obezității. Nu știu dacă avem timp. Cred că ar fi foarte util, Anca, să explici în cuvinte așa mai simple, să înțeleagă și nespecialiștii, dacă există și o veste bună legată în discuția asta. Adică există niște beneficii imediate ale slăbitului în evitarea acestor complicații? În această perioadă, practic, persoanele care sunt obeze ar trebui să aibă grijă. Ei nu vor putea slăbi, vorbim de o pandemie care ține, să sperăm, maxim o lună. Într-o lună ei nu vor putea deveni, depinde ce fel de obezitate este, nu vor putea deveni peste noapte normopoderali, dar măcar să înceapă un stil de viață sănătos, să consume legume, fructe, iaurturi, lactate fermentate, pentru a însănătoși acele bacterii care se găsesc în intestinul nostru, este echilibru acela dintre bacteriile bune și bacteriile rele, pe care dacă noi aducem hrana corespunzătoare, adică aducem foarte multe legume și fructe, aducem cereale integrale lactate, vom avea bacteriile bune. Toate acestea vor influența sistemul nostru imunitar și sigur avem și scădere în greutate. O scădere moderată în greutate va fi benefică și dacă scădem 200-300 de grame pe săptămână e foarte bine. De ce? Pentru că atenuăm acel sindrom inflamator cu posibilitatea de a avea o imunitate mai bună. Nu spun neapărat că va crește imunitatea, dar nu vom avea efectul detrimental pe care îl produce obezitatea. Că obezitatea deja scade imunitatea. Noi vom încerca să o normalizăm printr-un stil de viață corect. Așa că sfatul meu ar fi o alimentație corectă, echilibrată, ar fi mese ordonate, ar fi legume, fructe, cereale integrale consumate în cantitate potrivită, atenție la cantitatea de calorii, adică calorii atât cât avem nevoie și foarte important să încercăm să facem activitate fizică. Cum se poate? Ce fel de exerciții putem prin casă? Oricum, important e să fie ceva. Plimbări în jurul casei, că putem în 50 de metri în dreapta stânga să ne plimbăm. Atenție la somn, la consumul de băuturi alcoolice, pentru că dacă seara bem prea mult vin sau orice, poate nu mai dormim bine. Și somnul, de asemenea, are un rol important în întărirea imunității. Păstrarea mindfulness, adică armonia dintre minte, gânduri, emoții, sentimente. În această furtună de emoții negative, e foarte greu să ne păstrăm tonusul.
Dar trebuie tot mai mult să încercăm toate gândurile negative să le dăm deoparte, să ne concentrăm spre niște activități, niște planuri pe care vroiam noi să le facem, să scriem articole, să facem, uite, și această întâlnire e de fapt pentru mine cel puțin o activitate pozitivă și care mă umple de energie. Și să nu ne mai construim scenarii negative, mergem înainte cu optimism. E singura soluție până la urmă. Mulțumesc mult, Anca. Micaela, doresc să adaug ceva? La un moment dat, cred că ți-ai exprimat intenția, nu? Da, vreau să adaug ceva. Eu cred că vom avea o lună de shutdown, de chis, de carantină strictă, dar pandemia nu ne va părăsi în această lună, ci noi trebuie să ne setăm strategiile pentru următorul an care vine. Deci vom continua să avem, să fim confruntați cu acest COVID. Și nu va fi mai vesel să ne îmbolnăvim peste 4 luni decât acum. Adică, bineînțeles că e bine să aplatizăm curba de infecție în populație, dar acest virus ne va însoți atâta timp cât până când toată populația va fi imunizată, fie prin vaccin, fie prin imunizare naturală, fie în cazul fericit, în cazul în care acest virus se va atenua în virulență și vom face poate numai ușoare răceli, rinite și, sau faringite și nu vom mai face această boală pulmonară atât de gravă. Deci orice strategie de prevenire, de reducere a stării inflamatorii a organismului este necesară și binevenită și știm că în țesutul gras abdominal și în special în țesutul gras visceral și în organe, în ficatul gras și așa mai departe, producem factori umorali proinflamatori care cresc această predisponibilitate, predispoziția la astm și la bronșită, înrăutățesc sau agravează. Înrăutățesc și agravează. Agravează bronșita cronică și bineînțeles că acesta este motivul pentru care cei bolnavi cronici sunt și mai periclitați în această perioadă. Vestea cea bună este că în momentul în care începem să slăbim, se reduce această secreție de tumor, necroze, factor alfa, de interleuchină și așa mai departe. Deci chiar înainte de a ajunge la greutatea normală, nu e necesar să fim la 40 de kilograme slăbite, pentru că în momentul în care celula încetează să primească aport energetic, grăsime, în momentul în care trebuie să dea din ce a depozitat, încetează sau își reduce această secreție patologică de factori umorali. Ok? Deci, cum să spun, celula grasă degenerată, celula degenerată gras, își schimbă funcționalitatea și începe să facă, să producă acești factori. În mod normal, hepatocitul are alt rol. Nu are rolul să producă interleuchină și tumor necroze factor alfa. Deci e bine să începem să facem altceva. Ok. Mulțumesc, Micaela. Chiar foarte puțin mai spun, chiar ar fi momentul potrivit acum, pentru că fiecare este totuși acasă. Sigur, este mult stres, dar pe de altă parte avem timp și, cum am învățat eu, mai multe paciente pot sta să gătească, pot găti acasă, pot găti diverse variante sănătoase, pot face diverse salate, diverse legume, pentru că se găsesc, adică există opțiuni. Sigur, cumpărăm mai rar, ieșim mai rar la 2-3 zile, dar avem posibilitatea și putem să ne hrănim sănătos în această perioadă. Pentru că depășim acum, cum să spun, timpul, dacă nu ne structurăm, aș dori să nu uit să anunț că miercurea viitoare vom face un workshop împreună cu Anca despre
bolile pulmonare și obezitate și boli pulmonare. Deci vă invităm să urmăriți, vom posta în momentul în care am structurat totul anunțul pe Facebook. Mai avea și încă un invitat, o personalitate a pneumologiei românești. Ok. Ok, probabil că luni o să anunțăm exact ora și toate detaliile de desfășurare. Ora 12. Miercuri ora 12. La 12, e stabilită da. Deja. Super. Da. Ok. Nana, doreai să completezi ceva la răspunsul? Da, vreau să completez din experiența personală a legăturii dintre obezitate și bolile pulmonare. Am observat sau am sesizat o spectaculoasă revenire și îmbunătățire în cazul sindromului de apnee în somn. Da, exact. Da, probabil că... N-am amintit, da, sigur. Exact. Extraordinar. Încep, le explic inițial că obezitatea le scade speranța de viață, adică le spun ce e aia și că trăiesc mai puțin cu între 5 și 20 de ani. Și pornind de aici, motivația principală, cred că pentru ei, să slăbească este îmbunătățirea respirației în timpul somnului. Nana, am avut un pacient pe care a slăbit 15 kg, care deja după primele 7-8 kg slăbite a putut renunța la CPAP sub control pneumologic, ceea ce a însemnat foarte, foarte mult pentru calitatea vieții. Da, mulțumesc mult pentru completări. Alina, pentru tine următoarea întrebare de la o mămică, nu știu cum se face că toate mămicile au ajuns la tine. Georgiana are un băiat de 13 ani, 5-7 de kilograme la 1,65 înălțime și ne întreabă care ar fi dieta potrivită. Poți să explici un pic cum abordăm noi, toată evaluarea asta, da, cu măsurătorile inițiale, cu practic mă gândesc că e greu să zici după 1,65 și 5,7 de kg care e situația. Să ne dăm seama și avem nevoie de niște evaluări mai serioase. Te las să răspund. Da. În principiu, așa, ca să zic, ochiometric din cum sună, nici măcar ochiometric, audiometric, sună a fi un băiat normoponderal, deci în principiu mămica face bine ceea ce face, îl alimentează cum trebuie. Dacă are dubii în acest sens, poate să-i facă o măsurătoare de bioimpedanță, fie la noi, fie în cadrul unei săli de sport unde există aparate care fac astfel de măsurători. Pe măsurătoarea de bioimpedanță, de masă musculară și de grăsime din organismul. Ca și regim de viață, 3 mese pe zi, să evite gustările, să evite dulciurile, băuturile carbogazoase, să facă sport, mișcare, are nevoie de masă musculară, mai ales că copil este în creștere, proteine care sunt proteine bune, inclusiv de origine vegetală, nu doar animală, adică fasole uscată, linte, năut. Toate au rolul lor, ajută în dezvoltare. Mulțumesc. Dar, în principiu, pare ok raportul înălțime-greutate. Dacă cumva a sesizat că îi se pare că sunt care aparent pare ok raportul dintre înălțime și greutate, indicele de masă corporală, însă mamele sesizează un colăcel pe zona abdominală. Dacă este situația asta, atunci recomandabil este să facă o măsurătoare de bioimpedanță. Da, deci cântarul cu bioimpedanță o să-i dea răspunsul clar dacă există grăsime pe organe, dacă există vreun risc. Exact. Și dacă nu e, să continue ceea ce face, că face bine. Da, super. Mulțumim mult, Alina. Tony, rămânem la Timișoara, la NutriInspire. Fenomenul pielii lăsate după slăbit. Apare așa ceva la Metabolic Balance din experiența ta personală, din experiența clienților cu care ai lucrat? Apare la Metabolic Balance și de ce apare în alte cazuri, la alte diete? Poate că ar fi interesant să explicăm după aceea. Da. La Metabolic Balance, cel puțin la mine și la pacienții pe care am în plan, nu a apărut. Au fost și persoane care
Nu m-am crezut, a fost lucruri care n-am putut să le pun pe Facebook, să le arăt că nu se lasă pielea după 44 de kg date jos. De ce nu se lasă pielea? Este pentru că este o dietă echilibrată. Ne hidratăm foarte bine. Două lucruri foarte, foarte importante versus alte diete care te ajută să slăbești, dar slăbești foarte rapid și pierzi electroliți, pierzi multe lucruri. Având o dietă bine echilibrată și bine hidratat, elasticitatea pielii cumva se menține odată cu kilogramele slăbite. Acum, cel puțin majoritatea bărbaților, că noi suntem bărbații când au multe kilograme de dat jos vin, ca femeile vin și pentru puține kilograme, dar noi bărbații, asta e primordial, dacă putem da jos kilogramele și doi, dacă se lasă pielea. Tot am avut aceeași întrebare. Eu le arăt de pe telefon poze cu mine și le zic, uite așa, așa, arăt eu fără piele lăsată. Și culmea este că am convins persoane să intre în plan care nu au vrut, doar au venit și m-au întrebat lucrul ăsta și au intrat în plan foarte convinși că dacă eu am făcut așa, sigur nici nu se lasă. Acum, hidratare foarte bună și o alimentație echilibrată te ajută să nu ai problemele astea. Da, mulțumesc, Toni. O să las și pe Micaela să mai explice puțin mecanismele prin care se preîntâmpină fenomenul. Nu avem mare mecanism. O dietă echilibrată, metabolic balance sau altă dietă echilibrată, face, te ajută sau îți menține masa musculară și masa proteică a organismului constant. Se pierde doar grăsime. Dacă se slăbește echilibrat, se pierde numai grăsime de care nu avem nevoie, pentru că acest depozit de energie pe care îl punem în formă de grăsime, îl găsim în magazinele alimentare. Deci noi nu avem nevoie de această grăsime pe noi și numai asta pierdem. Cei care nu se țin corect de planul Metabolic Balance sau de un plan elaborat, personalizat, se întâmplă altceva. Se pierde într-adevăr masă musculară și acest lucru putem surprinde în măsurătoarea de bioimpedanță. Pentru consilierea pe care o facem, nu avem nevoie de bioimpedanță, dar pentru cei care nu sunt disciplinați și nu se țin de cantități și de proporțiile de pe farfurie, așa cum le avem în plan, este foarte, foarte instructiv să vedem ce se întâmplă și știm foarte repede cine s-a ținut și cine nu s-a ținut de plan, cu ajutorul bioimpedanței. Și constatăm că nu numai că nu se pierde masă musculară, chiar se câștigă masă musculară, ceea ce duce la cei care slăbesc corect să se formeze în față, în loc să cadă fața și să se producă chipul sau să cadă pielea, din contra, se formează bujorei. Ok, deci asta înseamnă slăbitul echilibrat. Există pentru ceea ce povestesc eu acum ca între noi, cum s-ar spune, așa la masa rotundă, există studii științifice valide pe care le putem cita. Interesant este că există studii care sunt deja de 70 de ani cunoscute. Și nu voi intra acum în amănunte, sunt parte din instrucția noastră și din ceea ce știm. Deci, dacă se slăbește echilibrat, nu se pierde masa musculară. Da, mulțumesc mult, Micaela. Nana, o întrebare pentru tine legat de bolile hepatice cronice, steatoza hepatică. Care ar fi alimentația recomandată pe această patologie? Când mă refer doar la alimentele pe care le recomand, mă poziționez în funcție de persoana cu care vorbesc. Adică, în general, dacă am persoane evident gurmande și care cărora le face mare plăcere să mănânce, o să încep întâi prin a le spune ce nu au voie să facă, ca să-i demobilizez, se demobilizează total. Și spun, bun, dar dacă eu tot n-am voie să mănânc nimic, ce mai mănânc? Și atunci încep să le înșir ceea ce pot să mănânce. Adică să plece de la mine cu
ideea că au o listă întreagă de alimente. Evident că bolile ficatului, pe lângă tratamentele specifice ale cauzelor care le-au produs, necesită o mare grijă pentru dietă și mare grijă pentru cantitatea de efort și de neapărat trebuie ajustat efortul și evitat surmenajul și alte afecțiuni care ar putea să le amplifice, cum ar fi, de exemplu, infecțiile. Referitor la alimente, evident că le recomand să mănânce de toate, de toate și după aia începem. Asta da și asta nu, asta da și asta nu. Dar să mănânce din toate categoriile de alimente, adică să mănânce și proteine, și când le spun de proteine, le spun ce fel de carne e bună să mănânce, adică li se permite, pot să mănânce carne de vită sau carne de pește și din nou cum să o prepare, să nu o prăjească, ci să o facă la grătar sau să o facă în cuptor sau să o facă în apur. Și să evite carnea grasă, carnea tocată, carnea de vânat, de exemplu, care este mult mai greu digerabilă pentru un ficat care suferă. De asemenea, am grijă să le spun cum să condimenteze carnea și proteinele și, în general, ce fel de condimente să evite, hreanul, muștarul, ardei, iute, să prefere pătrunjelul, mărarul, leușteanul și toate frunzele sau chimenul și țelina, alte condimente care pot da savoare unei mâncări și care nu supra-solicită ficatul. Există totuși soluții pentru o mâncare gustoasă. Asta e important. E o veste bună. Există totuși soluții pentru o mâncare gustoasă. Da. Că este demobilizant să spui omului nu ai voie aia, nu ai voie aia, nu ai voie aia, nu ai voie aia. Sau hai să zicem nu că nu ai voie, ci evită, 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 evită. Bun, și atunci eu ce mai mănânc? Păi uite ce pot să mănânci. Poți să mănânci ouă, 1-2 pe săptămână, poți să le fierbi, nu poți să le prăjești. Poți să mănânci magiun sau marmeladă, nu ai voie prăjituri când ne referim la dulciuri. Nu ai voie deloc alcool. Asta este total contraindicat oricărei afecțiuni a ficatului. Da. Evident că le recomand și mișcarea la toți și odihna. Da, mișcare, dar nu... Insist pe odihnă și pe o bună gestionare a stresului. Pentru că am avut destul de mulți oameni cu sindrom de burnout, cu afecțiuni care au venit, am depistat că au burnout, de fapt, prin afecțiunile ficatului. Ficatul este cel care le-a dat primele semnale că au o problemă de sănătate. N-aud. Da, mulțumesc mult, Nana. Următoarea întrebare o să-i adresez Micaelei, dar cred că va fi o oportunitate de discuție mai largă pentru toți paneliștii noștri din seara asta. E vorba despre pofte, despre managementul poftelor. Întrebarea am primit-o din nou de la o mămică și se referă la pofta de dulce a copiilor în perioada asta în care sunt izolați în casă. Cum putem să gestionăm problema asta, poftei de dulce a copiilor? Și eu aș propune să extindem discuția și asupra poftelor în general și la adulți, pentru că cred că este o temă de mare interes. Cum putem să le gestionăm sănătos? Am microfon, da. Deci, înainte de a da o soluție, aș dori foarte succint să ating mecanismele dezvoltării acestor pofte. Există dulcele, după care cu toți avem pofte de dulce, celula nervoasă are nevoie de energie din hidrații de carbon și deci zahărul constă din glucoză și fructoză în părți egale. Deci dacă știm acest lucru, există două mecanisme. Un mecanism ține de glucoză,
Și este determinat de secreția de insulină după ingestia unui hidrat de carbon simplu. Pancreasul produce, secretă cantitate mare de insulină care duce la o hipoglicemie, o scădere relativă, nu periculoasă, relativă a glicemiei, ceea ce naște semnalul de foame, necesar de ceva. Nu? Deci acesta este un mecanism și aici putem să evităm această poftă de dulce încercând să ne rezumăm la mese, la hidrați de carbon complexi. Deci iarăși am revenit la salate, legume și un fruct la sfârșitul mesei, așa cum îl recomandăm noi. Știu că a fost o întrebare și când să mâncăm fructele, nu înainte, nu între mese, ci la sfârșitul mesei în loc de desert. Ok, deci așa putem să reducem această secreție în exces de insulină și să intrăm în această, în acest yo-yo, cum s-ar spune, de insulină, glicemie crescută, insulinemie crescută, hipoglicemie reactivă și așa mai departe și să simțim tot timpul nevoia să luăm un dulce mic sau un biscuite sau altceva. Al doilea factor, la fel de important, este fructoza. Fructoza nu ne folosește ca energie la nivelul creierului. Este, de fapt, inutilă din punct de vedere energetic. Organismul are mari dificultăți să se folosească de fructoză și supra-solicită ficatul, la fel cu ca alcoolul. Această fructoză, care însă dă dulcele, senzația de dulce, ne atrage, bineînțeles. La fructoză, organismul dezvoltă dependență, la fel cum dezvoltăm dependență de nicotină sau de cannabinoizi sau alte substanțe. Este un mecanism dopaminergic. Și foarte scurt explicat ce se întâmplă aici, în momentul în care organismul este inundat de fructoză, acești receptori dopaminergici duc la surexcitarea celulei, activarea lor. Și ca să nu se supraexcite celula, celula își reduce acești receptori dopaminergici ca să nu mai fie supraexcitate. Supraexcitația duce la moarte celulară. Această reducere de receptori dopaminergici pe celulă face ca noi să avem nevoie de din ce în ce mai multă substanță pentru a ne satisface. Deci acesta este al doilea mecanism de dependență de fructoză pe care mulți dintre pacienții noștri o au și mulți dintre noi am făcut experiența aceasta, durează cam 3-4 săptămâni acest proces de sevraj în care ne dezobișnuim. Dopamina este foarte importantă pentru că ne dă plăcere. Secreția de dopamină este declanșată de tot ceea ce putem cumpăra. Deci dulciurile, nicotină, cannabinoizi, ok, plăcere rapidă, cumpărabilă, negociabilă. Dar mai avem și un alt mecanism care ne face fericiți și ne dau satisfacții și la care putem apela și este mediat, acest mecanism este mediat de serotonină. Serotonina nu este declanșată de lucruri care pot fi cumpărate, ci de iubire, de prietenie, de colectivitate, de satisfacție în colectivitate, de hobby-uri, de sport. Acum, în perioadele atât de dificile pe care le avem acum în casă, bineînțeles că e dificil să socializăm, de asta suntem atât de mult pe mediile de socializare. Anca tocmai a spus că ea își trage bucuria și seva zilei și reușește să nu mai aibă pofte pentru că se bucură că este cu noi acum în acest col.
Exact acest lucru se întâmplă. Suntem în comunitate, ne-am adunat aici să vorbim cu voi și sperăm să vă inspirăm, pentru că asta vrem să facem, să vă inspirăm, să vă dăm energie, să vă spunem că există drumuri spre sănătate, spre un lifestyle sănătos și asta ne face să ne simțim bine. De asta facem. Pentru că se simt bine toți doctorii care stau în linia întâi și prestează ceea ce prestează la ora actuală. Datorită serotoninei, sunt în prima linie, pentru că sunt fericiți să-i ajute pe alții. Este ceea ce pe noi, doctorii, ne-a făcut să rezistăm la 6 ani de studiu intensiv, la pregătire înainte, la 6 ani de studiu, la ani de zile la țară, la ani de zile de stagii și după aceea, mai greu decât orice, ziua și munca de zi de zi. Serotonina. Ai ajuta pe alții. A fi în comunitate. Trebuie să ne găsim alternative. Și o să spuneți, dar cine e pensionar, sărac, acasă, nu poate să facă nimic. Puteți să coaceți pâine și pentru vecini, puteți să tricotați, puteți să faceți ordine în dulapuri acum. Ok, vrea să spună și Nana ceva. Să danseze. Da, exact. Toate în casă se poate dansa. Exact. Și okay. Este un mare generator de endorfine, de hormonii fericirii, dansul. Exact. Nu mai vorbesc de sport. Nu mai vorbesc de sport și chiar și gimnastica în fața geamului deschis vă ajută să secretați serotonină. Credeți-mă. Vă rog să mă credeți și să și puneți în practică, pentru că tot ceea ce nu punem în practică nu are nicio valoare. Ok. Un răspuns lung pentru o întrebare scurtă. Un răspuns lung și da, într-adevăr, toate hobby-urile, toate pasiunile, toate interacțiunile acestea sociale ajută foarte, foarte mult și, într-adevăr, pofta de dulce se leagă de o lipsă pe un alt nivel al vieții noastre. Revenind totuși la copii, există și alternative mai bune, nu? Decât dulciurile cu zahăr pentru ei. Dacă totuși vrem să le dăm un desert, cum poate să procedeze mămica cu copilul respectiv, să-i dea ceva dulce când trebuie și ce trebuie astfel încât totuși paguba să fie mai mică sau chiar să existe beneficii? Da, putem să le dăm nuci cu fructe uscate, putem să le facem un măr, cum să spun, dat la tigaie în ulei de măsline, o să caramelizeze acest măr cu dulceața și cu zahărul pe care îl conține și acest lucru va intensifica dulceața pe care o percepem și va rămâne totuși cantitativ aceeași. Deci putem să dăm compot de măr în loc de un alt desert substanțial. Pregătindu-mă acum cu gândurile spre Paști, care mi se pare ireal în condițiile în care suntem, dar totuși vine, vom posta o rețetă favorita mea cu care i-am delectat pe colegi acum 10 ani când am început să fac prezentări. Nuca cu măr copt dă o prăjitură minunată. Vă voi posta această rețetă. Deci există multe alternative. Putem lua curmale sau ce alte uscate? Smochine. Curmale. Câte curmale, Nicaela? Te rog să-mi spui că e o mare întrebare existențială a mea. Am înlocuit zahărul din cafea cu curmale. Problema este că am o bănuială că nu mă opresc când trebuie. Cam câte ar trebui? Cam 30-40 de grame. Trei, vă rog. Trei, dacă îți plac ce trei. Au foarte multe vitamine, nu? Deci sunt o alternativă mult mai bună decât... Le spune Tony, le ai în plan, dragă? Nu, dacă nu le ai în plan? Da. Cam 40 de grame. Cam 40 de grame fructe uscate, deci putem să luăm, la copii se pot da și 50 de grame de caise uscate sau prune uscate și acestea se pot combina cu cacao pură.
Nu cu Nesquik, nu cu Nesquik, cu cacao, 100%, ok? Date la blender, cu poate puțină, puțin mango, fruct de mango, ca să se îi dea umezeala și putem face niște praline minunate din curmale cu cacao și mango. Care nu o senzație, Micaela, că o să revenim cu o întreagă listă de rețete de dulciuri sănătoase la un moment dat, așa-i? Vom face acest lucru. Cred că am putea chiar, da. Da. Și putem adăuga la blender și nucă și avem niște praline minunate. Sau le dăm, după ce le-am dat la blender și le-am format, le putem da în nucă pisată. Sunt multe variante. Românii sunt foarte inventivi. Sunt foarte, știu să gătească mai mult decât le face bine, așa că trebuie să schimbe puțin gândirea și să se deschidă spre variante noi. Dar mulți fac deja acest lucru, trebuie să spun. Da. Dragilor, e 7:30 deja. Alina, știu că ai pregătit o prezentare și îți promit că o să-ți dau oportunitatea să o prezinți în altă intervenție. O să mai facem ora de nutriție. Dacă mai doriți să adăugați ceva pe tema asta managementului poftelor sau dacă nu, o să vă rog pe fiecare să spuneți un cuvânt de final. Cine are curaj să înceapă? Cred că Tony. Nana, te rog, Nana. O să treacă perioada aceasta. O să ne amintim de ea pentru că ne marchează, ne va marca. Dar cât timp rămânem pozitivi și optimiști și vedem luminița de la capătul tunelului, merită să parcurgem cu mai puțină anxietate toată această etapă și să ne găsim lucrurile care ne bucură, așa încât să ne menținem un status suficient de serotonină ca să facem și să vedem cu bine ziua de mâine. Mulțumesc mult, Nana. Anca, dorești tu să continui? Da, cuvânt da, încerc să mă vedeți acum. Te vedem, minunat, da. Perfect așa. Mesajul meu de încheiere se leagă puțin de cel cu poftele, pentru că pofta, de fapt, și chiar aș vrea tuturor să le recomand să facă o distinție între foamea reală și poftă, care este de multe ori o foame emoțională și, de fapt, arată o dorință, cum spunea chiar și Mihaela, de iubire, sau pur și simplu o anxietate, un stres care este perfect firesc în această perioadă. Și să încerce, le recomand tuturor, să încerce să treacă această poftă, această foame emoțională prin activități plăcute, cât se poate, prin activități plăcute sau creative. Creative pot fi și în casă, și a face o salată deosebită nouă sau a găti o mâncare poate fi o activitate creativă, și a planta niște mușcate în grădină sau pe balcon poate fi tot o activitate creativă. În așa fel încât, sau a citi sau a scrie, să nu mai vorbim, în așa fel încât să încercăm să ne mulțumim sufletul mai mult până la urmă. Să ne revedem sănătoși și o seară frumoasă! Mulțumim mult, Anca! Legătura la Timișoara, Alina, Toni, un cuvânt de final? Da, Alina mi-a zis zi tu, dar nu, să zicem amândoi. În primul rând, mulțumim pentru invitație. Au fost lucruri interesante pe care le-am dezbătut. Cred că sper că am ajutat oamenii care s-au uitat sau cei care se vor urca. Am avut constant cam 100 de persoane care ne-au urmărit live și sunt sigur că vor fi alte câteva mii care o să vadă filmul pe pagina noastră. Aia am vrut să zic. Le mulțumim că s-au uitat. Sper că au fost lucruri interesante și celor care sunt cel puțin la mine în plan, să aibă grijă că o să vină și perioada când o să ne vedem. Deci să-și vadă de treabă. Alina? Mulțumim frumos de invitație. Eu, ca și sfat pentru toți cei care se uită la noi, știu că multă lume se plictisește și tentația de a merge des la frigider și de a umple golul ăsta social și nevoia de interacțiune, tentația este mare să umple în modul ăsta cu mâncare.
să încerce, dacă totuși o fac, să o fac cu lucruri sănătoase, cum spunea și Anca, să ronțe un morcov, nu cipsuri. Și cam atât. Mulțumim frumos și seară frumoasă! Mulțumim și noi de participare, Alina și Toni. Micaela? Mi-am adus aminte de cel mai important sfat. Foamea sau pofta poate fi sete. Deci înainte de a face orice, beți un pahar de apă. Poate chiar două. Deci asta e foarte important și e una din indicațiile noastre cele mai importante. După aceea, așa cum spune Toni, luați aminte că suntem cu ochii pe voi. Țineți-vă de plan, dragilor. Țineți-vă de plan. Încercați să mâncați echilibrat. Încercați să renunțați la ce este în vârful piramidei noastre, pe care o puteți vedea și pe site-ul Metabolic Balance. Și rămâneți sănătoși. Să ne vedem cu bine. Pregătim acum, pentru că am prins poftă, după prima oară cu așa succes, ne-am destins cât de cât. Și acum vă vom plictisi cu ce știm, cu sfaturi. Mai mult nu putem face momentul acesta, așa că să ne vedem cu bine și stați sănătoși!